Numele meu este Jackie și vă voi spune puțin despre povestea mea. Pentru cine nu știe, eu sunt o fică adoptată. Părinții mi-au spus că eram adoptată când aveam vreo șase, șapte ani. La vârsta aceea eu eram bine, dar la vârsta de 9, 10, 11 și 12 ani, viața mea a început să fie afectată. Am început să mă uit la părinții mei, cu ochii răi, să fiu furioasă pe ei, pentru că ne mutam des, noi mereu ne mutam dintr-un loc în altul, viața mea nu era într-un loc, nu aveam prieteni stabili, nu aveam o casă stabilă. Viața mea, când era mică, era doar schimbări. Am început să-mi fac prieteni de, de 11-12 ani, am început să văd viața prietenelor mele. În oricare loc pe unde treceam, toată lumea avea prieteni din copilărie, dar eu nu am avut niciodată. Din cauza furiei, tristeții, golului care începusem să-l am, îmi vedeam părinții cu ochii răi. Am început să mă cer cu mama am început să mă cer cu tatăl meu din cauza asta. Voiam să fiu cu prietenele mele. În toate școlile pe unde mergeam erau persoane noi și eram hărțuită de colegi. Atunci nu am mai mers la școală, nu aveam pace și așa a apărut o distrețe profundă, un gol interior. Am început să merg la petreceri. Am început să beau. Să am anturaje, am plecat de la școală încătușată, părinții au fost nevoiți să mă caute la închisoare de trei ori, eram insuportabil acasă, mă certam cu mama, cu tatăl meu, dispăream zile la rând, ajunsesem într-o așa situație că într-o zi. Am lovit-o pe mama mea. M-am dus la bucătărie, am luat un cuțit și am spus, dacă nu mă las să ies azi, eu mă voi tăia. Eram cu cuțitul la puls în fața mamei mele. Ea a încercat să-mi ia cuțitul și prima reacție a fost să-i dau un pumn. Mi-am revenit în fire și atunci am observat că mama mea sângera. Pentru că locuiam într-un apartament, a fost chemată poliția la noi și în ziua aceea am fost încătușată acasă și dusă la închisoare. Era a patra oară în care mergeam la închisoare. Devenisem furioasă pe mama mea, eu o uram pe mama, la vârsta de 16 ani și jumătate, m-am dus să locuiesc singură în Boston. Locuind singură, am început să aud voci, astfel încât nu reușeam să stau singură în casă. Îmi petreceam noaptea pe stradă pentru că nu aveam liniște în casă. Acasă era un iad, nu puteam să dorm, aveam insomnie și puteam să dorm doar când răsărea soarele. Cu golul interior pe care îl aveam, am cunoscut un tânăr care părea să fie dintr-o familie bună, avea familie, dar într-adevăr, acest tânăr mi-a adus mai multă suferință, pentru că el a fost primul meu iubit cu adevărat și atunci m-am dăruit lui. După trei luni a început să mă trădeze. Iar golul interior a fost și mai mare. Îmi nebunisem complet. Îl sunam de 10, 15, de 20 de ori la rând, fără să mă opresc. nu îmi răspundea și m-am dus acasă la el. Din cauza asta am început să mă tai. Am început să-mi tai pulsul încercând să mă sinucid, nu mai suportam. Era o voce acolo care îmi spunea, omoară-te, nu te vrea nimeni, nimeni nu se preocupă cu tine. M-am apucat de marihuană, nu reușeam să fiu liniștită, dar sub efectul drogului, eu eram paranoică, eram nebună, eram și mai rău, pentru că nu puteam să stau liniștită, pentru că plângeam, voiam să mă omor, nu voiam să trăiesc. Mi-am făcut o pagină pe Instagram care se numea și The Danger. Devenisem Danger, cea periculoasă cunoscută în cluburile din Boston. Prin aceasta am intrat în lumea modelingului. Aveam ședințe foto ca să mă promovez. În aceste ședințe foto, eu eram practic goală. În hoteluri, pe stradă, fără haine, în chiloți și sutieni, în costum de baie, în haine provocatoare. Am apărut în reviste, acele reviste în care fetele apar pur și simplu goale, eram pe coperțile revistelor, în cluburi am cunoscut celebrități, pozele mele aveau câte 3-4 mii de like-uri. Eram faimoasă. Nu puteam să umblu în Boston, și nici în orașul care este în jurul Bostonului. Eu nu puteam să umblu machiată. Pentru că oamenii mă recunoșteau. Pentru că eram pe coperțile revistelor, eram în videoclipuri muzicale, ale unor artisti faimoși. Dar când ajungeam acasă, eu voiam să mor. Ajungeam acasă, beată, drogată și acasă beam și fumam și mai mult când eram acasă stăteam sub duș și plângeam plângeam, plângeam, plângeam îmi doream doar să mor nu contau banii pe care i-aveam cunoșteam oameni milionari miliardari care pur și simplu plăteau doar ca să cineze cu mine. O mie de dolari ca să cinez cu acești oameni. Dar nu mergea cu acest gen de viață. Nu mergea. Erau 500 de dolari, 800, 1000 de dolari pe care îi plăteau ca să stau în club. Dar asta nu mă mai satisfăcea. Acei bani nu mă mai satisfăceau. Atunci am cunoscut o fată care era dansatoare într-un club în Boston. Când eram în club, văzând-o pe acea fată dansând, scoțându-și hainele ca să danseze, folosindu-și trupul ca să-și câștige banii, m-am gândit, de ce nu? Atunci eu am început. Am devenit o dansatoare, o dansatoare în club. Am început să dansez pentru bani, goală, pur și simplu goală. În acel club, eu nu eram liniștită, pentru că nu reușeam. Ca să fiu sinceră, eu mi amintesc doar de unele lucruri, despre cum coboram în camera unde fetele se îmbrăcau, dar când eram sus, făcând show, dar sunt pentru bani, nu mi-amintesc. Eram 100% manifestată. Viața mea era așa, petrecerea aici, acolo, într-o zi Miami, în altă zi New York, într-o zi Chicago, apoi Atlanta, începusem să dansez în cluburi din alte orașe, pentru că erau cluburi care ofereau mai mulți bani. Aparent aveam totul, aveam bani, aveam un statut, un statut în lume aveam oferte. Îmi amintesc că la e mail meu de model aveam oferte de la oameni milionari, miliardari, care mi oferau 100 de mii de dolari, 50 de mii de dolari, ca să-mi petrez sfârșitul de săptămână cu ei. Mă uram pe mine însă. Începusem -mi să mă urăsc. Până azi mi-amintesc. Era într-o miercuri în care m-am întors la biserică. În acea miercuri mi-am încredințat viața lui Dumnezeu. I-am spus, Dumnezeu este aici, viața mea este aici, nu știu cum voi trăi. Am o mulțime de facturi de plătit, dar nu mă mai întorc în acel club. În acea zi am făcut un pact cu Dumnezeu că nu mă voi mai întoarce la viața aceea. Am început să vin la biserică, să citesc Biblia acasă. Am început să merg la grupul de tineri, am reușit să am un serviciu foarte bun, am șters toate pozele pe care le aveam pe Instagram, am șters tot. Am început să postez, pentru că scopul meu nu mai era cel dinainte. Scopul meu era să am Duhul Sfânt. Totul mergea bine în viața mea, eram fermă, mă rugam, Doamne, vreau Duhul Tău, pentru că știam că dacă nu primeam Duhul Sfânt, mai devreme sau mai târziu mă întorceam la viața din trecut. Și nu voiam. A venit campania Focul Sfânt și am hotărât. Dumnezeul meu, voi da tot ce am, tot ce am voi pune în altarul tău. Dar trebuie să-mi dai Duhul tău. Eram în credință. În credință, în credință. Pusesem tot ce aveam în plic, tot ce aveam rezervă din viața din trecut, pentru că nu aveam nimic păstrat. Banii veneau repede și se duceau repede. Dar ce aveam, am pus în plic. Am pus în plic. Eu niciodată, niciodată nu am sacrificat în altar, pentru că nu credeam în sacrificiu dar am pus tot ce aveam, tot, 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 tot ca să primesc Duhul Sfânt. M-am dus la acea slujbă. Din tot ce aveam, Dumnezeu, eu sunt aici. La acea slujbă de pe 26 noiembrie la ora 16, eu am fost botezată cu Duhul Sfânt. Asta s-a întâmplat cu puțin timp în urmă. Dar din acea zi înainte, eu m-am schimbat. Pentru că atunci când revenisem la biserică, nu mai eram tristă, puteam să dorm noaptea. Dar când am primit Duhul Sfânt, a fost o bucurie atât de mare, atât de mare, o siguranță atât de mare, încât nimic și nimeni nu putea să-mi spună că nu s-a întâmplat. Scopul meu acum este. Să câștig suflete, să câștig suflete și prin ceea ce am trecut nu a fost în van. Pentru cine nu știe, eu sunt fica episcopului Roberto Casabian, mama mea este Lia Casabian și azi vreau să le spun că le mulțumesc mult. Le mulțumesc pentru rugăciunile pe care le-au făcut pentru mine, pentru campaniile din Israel făcute pentru mine. Pentru că azi eu sunt așa. Dacă treci prin acea situație, ai povestea mea ca referință. Înainte să-mi depun sacrificiu un altar, eu am primit binecuvântarea. Visul meu a fost realizat în această campanie din Israel. Eu eram Iacov și azi sunt Israel. Numele meu a fost transformat, viața mea este transformată.